Fetițele sunt foarte bucuroase când vin aici, mai ales acum cu perioada asta de pandemie. E întrebarea permanentă, dar când se poate, dar când se deschide, dar când ne mai ducem, dar ce copii noi mai sunt acolo, să mai facem cunoștință. Dar puțini cu mâna. O cățâiecă. Și tu ține ajută. Și împărțim la mijloc. Așa, așa, da, bravo! Și nu intrăm, te sunt în tapș. Ne axăm acum pe plasament, centru de plasament, și copii cu dizabilități și cu cerințe speciale, servicii de zi. În servicii de zi ce intră? Copiii pot să frecventeze centrul de la orele 8, începând până la orele 18. Suntem 23 de persoane angajate la centru. Și în prezent sunt 8 pedagogi sociali care fac 24 din 24 schimburi, câte două persoane în tură. Avem logoped, avem psiholog, kinetoterapeut. Am reușit în cadrul proiectului să procurăm laptopuri care sunt pe masă, o bandă de alergat pentru copii sportive, masă pentru masaj, s-au cumpărat ecranul și proiectorul care au fost necesare. Chiar de la începutul proiectului noi ne gândeam că trebuiește, că n-am avut. Rezultatele care ne le-am au fost puse ca bază, au fost atinse. S-a asigurat accesul nelimitat a tuturor beneficiarilor la serviciile de calitate care sunt prestate de centru, serviciile socio-medicale, de kinetoterapie, de psihologie. Deoarece centrul nu dispunea de spațiu necesar, au fost evitate situațiile de conflict între beneficiari pe perioada aflării la centru. Sunt tulburări de pronunție, deci vorbim de dislalie, mai puțin dizartrie mulți, dacă vorbim de diagnoze, dar cu tulburări globale de limbaj. Sunt mulți copii care se adresează, practic părinții vin aici într-un dezastru că copilul lor la 4-5 anișori nu vorbește. La 5 anișori, absolut, nu pronunță absolut nimic. Unele vocale și atât. După repetare, nimic. Deci, și atunci, acesta chiar foarte repede, un Imbold, le-am dat și părinților, cum corect, niște recomandări, niște, chiar un instructaj cum ar trebui să se comporte, pentru că copilul era foarte deștept, foarte ager, prindea tot, numai că muțește. La cazul dat care am vorbit, în decurs de o lună. Acesta a fost un caz ieșit din comun, pentru că chiar nu i-a avut nevoie din Imbold. S-a făcut mult mai sociabilă, mai deschisă, mai comunicabilă. Ea la școală, de exemplu, ea se închide în ea. Aici când vine, ea se deschide precum cum ar fi în familie, cum ar fi acasă, se deschide, vorbește, îi place, îi foarte mult îi place să vină aici. Dacă vorbim despre copiii cu cerințe speciale, da? Copiii aceștia, este un plus acest centru, fiindcă centrul le dă o libertate, le dă o,
cum, o încredere în sine, da? Îi încurajează, da. Le arată că ei nu se diferențiază de alți copii. În primul rând, copilul care vine aici, el deseori este stresat și el nimerește într-un colectiv sănătos și plin și gata să acorde atenție și ajutor. El primește o hrană sănătoasă aici de 4 ori pe zi. El începe să învețe cum să se folosească de viceu, cum să facă o curățenie, adică multe lucruri bune pentru el, pentru ca să se socializeze, el se învață.